Nu este chițilică borș de pește. Este ciorbă dunăreană sau ciorbă dobrogeană. Da? Pentru că borșul de pește se acrește cu borș. Ciorba adevărată pescărească din Străbuni se acrea numai cu oțet. Deci, atenție, este ciorbă pescărească pe care o vom termina și adăugăm din belșug verdeață, leuștean și cu pătrunjel, după care tot din rezervele proprii, ultimii doi cărași îi vom prăji în mălai, fără mămărigă decât cu pâine și usturoi verde. Căpățânile și cozile de crap și caras le-am dat în câteva clocote. Stingem focul și punem această farmacie verde plină de arome și lăsăm vreo o jumătate de oră, după care putem servi liniștiți. Și a sosit momentul adevărului. O propoziție formată din trei cuvinte. E ce trebuie. Poftim la masă. Șapcan ca țigara dură, ca un plin de băutură, sunt pescar mă doare fix în fix.